Caz șocant în localitatea Dudaepureni din județul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 35 de ani, liber și fără ocupație, intră noaptea în curțile femeilor singure și le lasă pe pervazul ferestrelor, ori agățate de clanța ușilor, obiecte cu tentă sexuală. Un număr de aproximativ 20 de femei au făcut o plângere la poliție din cauza acestui bărbat. După ce umblă prin curte ca o fantomă și le bagă pe femei în toți sperieții, își face nevoile în fața ușilor lor sau în fața porții, încheiindu-și acțiunea nocturnă abia prin jurul orelor 3 dimineața, se arată în sesizare. De exemplu, individul știe la ce casă locuiește o femeie singură, iar pe timpul nopții intră în curtea respectivă, se uită cu tupeu pe fereastră, umblă peste tot, aduce cu el și niște bucăți de lut modelate cel mai probabil de el în formă de organ sexual masculin, pe care le lasă pe pervazurile de la ferestre sau chiar le agață de uși cu niște cârpe. După ce își termină bântuirea, își lasă cu tupeu excrementele în fața ușilor sau în fața porților. Femeile știu sigur cine este acest individ de 35 de ani, Daniel pe numele său, întrucât unele și-au învins frica și-au privit pe fereastră, văzându-l fără dubiu. S-au uitat pe geam și l-au văzut. Nu este nicio îndoială că este el, plus că animalul, după ce face toate astea, își face nevoile în ușă sau în fața porții, a spus o femeie. Autoritățile sunt rugate să intervină cât mai repede, trăiește din banii părinților, care sunt oameni cum se cade, dar și lor cred că le e frică de el. Tatălui muncește și la vârsta pe care o are, dar el umbla aiurea. Cred că are obsesie ceva, nu este în regulă cu el. Dacă poliția nu intervine, riscul să se întâmple ceva e mare, a transmis o altă doamnă. Individul care terorizează femeile singure nu este deloc un tip liniștit. Are condamnare pentru furt din locuințe și amenzi transformate recent în muncă în folosul comunității, mai spune sursa citată, relatează mesajul.ro.